Da. La interviu. Bună ziua! Haideți să începem, domnul Cazan. Mulțumesc, stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului. La ședința de astăzi absentează motivat domnul Șova. Nu este prezent doamna Mincu, doamna Voicu și doamna Vlah. Ședința este deliberativă. Mulțumesc. Ok, să înțeleg că trebuie să mai vină cineva. Cel puțin, cine a informat că nu poate să vină? Doamna Mincu. Doamna Mincu. Bine. Oricum, cred că putem să începem. Iată și doamna ministru. Este prezent. Haideți să aprobăm agenda pentru astăzi. Toată lumea are agenda în față. Înțeleg că aveți propuneri de modificare a agendei, doamna Nicolescu-Nofrei. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, solicităm respectuos introducerea pe agenda de astăzi a trei proiecte care sunt imperios necesare. Unul este, de fapt, cel la care revenim în urma unei ședințe precedente și cu toate precizările de rigoare. Înțeleg că ele sunt deja introduse în agenda, doamna. Sunt deja? Da. Ce scuze. Nu am reușit să văd agenda nouă azi. Dacă, am fost o zi plină. Dacă vă referiți la cele care au fost excluse data trecută, ele sunt? Pentru quantumurile pentru premiile pentru sportivi, comanda de stat pentru învățământul profesional tehnic și comanda de stat pentru învățământul superior. Alte propuneri? Și eu aș dori să susțineți scoaterea de pe agenda a punctului 11 și 12. Și astea sunt scoase? Convenite înainte. Ok, mulțumesc. Vă rog să citiți agenda ședinței. Alte propuneri? Doamna prim-ministru, și noi solicităm scoaterea de pe ordine de zi a două hotărâri de guvern din partea Ministerului Apărării. Pe motiv că nu au fost coordonate cu Ministerul Finanțelor, adică avem, încă avem divergențe care urmează a fi finalizate. Doamna prim-ministru, dacă îmi permiteți, de fapt toate avizile au fost la toate ministerele, nu înțeleg unde a fost discordanța, dar noi acceptăm să mai discutăm o săptămână, să vedem dacă putem să le introducem săptămâna viitoare. Vă mulțumesc. Vă mulțumim. Și eu vă mulțumesc. Haideți să votăm pe agenda, așa cum au fost propuse modificările. Cine este pentru? Vă mulțumesc și vă invit să discutați mai mult înainte de ședința Guvernului ca să asigurăm mai multă predictibilitate a agendei, așa cum am promis, așa încât toate documentele să fie afișate din timp pe site-ul Guvernului, așa încât toată lumea să poată să se documenteze din timp despre deciziile pe care urmează să le adoptăm la ședință. Înainte de a trece la agenda, eu vreau să felicit instituțiile care au reușit să convingă Comisia Europeană, Uniunea Europeană, să deburseze primele 14,54 milioane de euro. La puțin mai mult de o lună am reușit să deblocăm finanțarea externă și, ca să fie clar pentru toată lumea, e vorba de grant, de donație, acești bani nu sunt rambursabili și de acum încolo avem de muncit și mai mult toți cei care au de implementat reforme ca să convingă
partenerii externi, dar și cetățenii, că noi suntem serioși atunci când vorbim de angajamente, așa încât să putem să asigurăm obținerea întregii sume planificate din partea partenerilor externi și în special din partea Uniunii Europene. Dar vă felicit cu această victorie, primă victorie. Vreau să folosesc această ocazie să mă adresez Confederației Naționale a Sindicatelor din Republica Moldova și fac această adresare pe motiv că există suspiciuni de devalizare a proprietăților acestei confederații. Există informații precum că un grup criminal organizat, cred că pot să-i spun așa, încearcă să privatizeze în mod ilegal sanatoriul din Truscovești din Ucraina și desfășoară o amplă operațiune de preluare a sanatoriului Zalataia Niva din orașul Sergeevka, Ucraina, care aparțin Confederației. Nu este proprietatea statului, dar este proprietatea Confederației. Și în situația în care procuratura doarme în continuare și nu răspunde, nu reacționează la aceste informații, nu întreprinde nimic, eu cred că Confederația trebuie să întreprindă toate măsurile, să se întrunească în ședință și să oprească aceste abuzuri, pentru că sunt abuzuri împotriva cetățenilor Republicii Moldova. Vă rog să conectați microfonul. Fac apel și pe această cale să se adreseze imediat cu toate documentele, cu toate probele pe care le au la Ministerul de Interne, să vedem în limita competențelor pe care le avem să stopăm aceste ilegalități, dacă se produc. Și încă o precizare aici, se pare că în spatele acestui abuz este același Andronachi, despre care spuneam mai devreme că a încercat să privatizeze ilegal sanatoriul din Truscoveț. Acum este vorba de sanatoriul din Sergeevka, care se numește Zalataia Niva. Vă mulțumesc. Haideți să trecem la agenda. Și primul subiect pe agenda este problema cadrelor. Mie îmi revine obligațiunea să prezint prima numire. În temeiul articolului 7, litera I din legea numărul 136-2017 cu privire la guvern, articolului 6, alineatul 3 din legea numărul 199-2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică și în conformitate cu punctul 9 din regulamentul privind organizarea și funcționarea Cancelariei de Stat, aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 657 din 2009, se propune numirea domnului Andrei Spânu în funcția de secretar general al Guvernului din data de 18 iulie 2019. Domnul Spânu este aici pentru cei care vor să-i adreseze întrebări. Dânsul are experiență de lucru și în instituțiile publice și în sectorul privat, acolo unde a reușit să pună pe picioare afaceri de succes, a reușit să creeze locuri de muncă. La Cancelare de Stat e nevoie de management eficient, e nevoie de acțiuni și atitudine care să permită îmbunătățirea administrării resurselor cancelarii, indiferent dacă vorbim de resurse financiare sau de alt ordin, dar și de o foarte bună organizare a echipei de aici, pentru ca să asigurăm o coordonare foarte bună a activității tuturor instituțiilor subordonate guvernului. Dacă aveți întrebări? Dacă nu, atunci eu vă urez succes și, apropo, am și o primă sarcină pentru dumneavoastră. Vreau să vă rog ca în calitatea de președinte al Fondului de Investiții Sociale să convocați de urgență ședința Consiliului și să întreprindeți măsurile necesare pentru a stopa actele de abuz și corupție care sunt comise de către directorul în exercițiu, Iurie Chiorescu. Vă rog să vă clarificați
cu deciziile recente ale acestui fond de investiții, inclusiv cele care țin de implementarea proiectelor pentru reabilitarea grădinițelor. Vă mulțumesc! Da, am uitat să pun la vot. Cel mai important lucru. Vă rog, cine este pentru numirea domnului Andrei Spânu în funcția de secretar general al Guvernului? Vă mulțumesc. Următorul subiect care ține de cadre, raportor, domnul Andrei Năstase, ministrul afacerilor interne. În temeiul articolului 5, alineatul 5 din legea numărul 283/2011 cu privire la Poliția de Frontieră, se propune numirea domnului Rusian Vasiloi în funcția de șef al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră din data de 18 iulie 2019 pe un termen de 5 ani. Laudațiu mult n-am să-i fac domnului Rusian Vasiloi. Este un cunoscut activist civic. Înainte de asta muncit, a activat în cadrul Poliției de Frontieră, ocupând funcția de adjunct al șefului Inspectoratului General de Poliție și, bineînțeles, a devenit cunoscut și datorită fake news-ului și manipulărilor din spațiul public, așa că voi invita presa și opinia publică națională și internațională să fie atentă în acest punct de vedere. Punem la vot, dacă nu sunt întrebări, la raportor sau la candidat. Cine este pentru numirea domnului Rusian Vasiloi, vă rog? Vă mulțumesc. Domnule Vasiloi, să știți că noi avem așteptări mari, la fel de mari ca și cetățenii, în special acolo unde vorbim despre combaterea tot felul de scheme, contrabandă, la hotar, așa că vă rog să prioritizați în activitatea dumneavoastră combaterea corupției și a contrabandei. Vă mulțumim. Următorul subiect, tot domnul Andrei Năstase? Da, în temeiul articolului 7, litera I din legea numărul 136/2016 cu privire la guvern și al articolului 65 din legea numărul 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, se propune încetarea raportelor de serviciu ale domnului Alexandru Larionov în funcția de secretar de stat al Ministerului Afacerilor Interne în domeniul managementului integrat al frontierei de stat, migrației și azilului, evidenții populației și cetățeniei, în baza cererii de demisie din data de 18 iulie 2019. Și dacă pot să continui... Cred că trebuie să votăm pe primul subiect. Vă rog, cine este pentru acceptarea demisiei? Vă mulțumesc! În temeiul acelorași acte normative, propun încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Vitali Bârsan în funcția de secretar de stat al Ministerului Afacerilor Interne în domeniul gestionării crizelor și situațiilor de urgență, a rezervelor materiale de stat și de mobilizare, în baza cererii de demisie din data de 18 iulie 2019. Întrebări? Cine este pentru? Mulțumesc! Următorul subiect care ține de cadre îl prezintă domnul Vadim Brânzan, ministrul Economiei și Infrastructurii. Mulțumesc. În temeiul articolului 7, litera I din legea numărul 136 din 2017 cu privire la guvern și al articolului 65 din legea numărul 158 din 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public se propune încetarea raportelor de serviciu ale domnului Anatol Usatăi în funcție de secretar de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, domeniul construcțiilor și infrastructurii drumurilor, în baza cererii de demisie din data de 18 iulie 2019. Cine este pentru? Vă mulțumesc! Concentrați-vă, doamnelor și domnilor ministri. Următorul subiect, domnul Cazan. Domnul ministru, haideți. În numele Guvernului, în temeiul articolului 7, litera I, din legea numărul 136 din 2017, cu privire la guvern, articolul 6, aliniatul 3 din legea numărul 199 din 2010,
cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică și în conformitate cu punctul 11 din regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Proprietății Publice, aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 902 din 2017, se propune numirea domnului Eugeniu Moraru în funcție de director general al Agenției Proprietății Publice din data de 18 iulie 2019. Câteva cuvinte despre domnul Moraru, vă rog. Dumnealui o să fie prezent aici în câteva minute și putem să discutăm. Dumnealui a început cariera în organele de drept. Din 2003 până în 2015 a lucrat la Ministerul de Interne, a început la Inspectoratul General al Poliției și a terminat ca șef al Centrului pentru Combaterea Crimelor Cibernetice. Și din 2015 până în prezent a lucrat în calitate de manager de criză, restructurând companii din sectorul privat. Deci domnia lui are experiență atât în domeniul privat, cât și în domeniul organelor de forță. Și eu cred că acum aceasta este o combinație unicală pe care noi trebuie să o folosim la maximum, ținând cont de acele obiective pe care ne le punem ceea ce ține restructurarea și combaterea crimelor în organele de stat și în întreprinderile de stat. Deci, asta e. Vă mulțumesc. Întrebări la raportor? Dacă nu, atunci haideți să punem la vot. Cine este pentru numirea domnului Eugeniu Moraru în această funcție? Vă mulțumesc. Vă rog foarte mult, CV-urile persoanelor numite astăzi să fie făcute publice, să aibă acces presa și cetățenii interesați la această informație. Trecem la următorul subiect pe agenda. Doamna Liliana Nicolescu-Onofrei. Stimați colegi, solicităm sprijinul dumneavoastră pentru aprobarea hotărârii de guvern cu privire la regulamentul de conferire a titlurilor științifico-didactice în învățământul superior. Prezenta hotărâre este elaborată în conformitate cu prevederile articolului 117 alineat 4 al Codului Educației și, de asemenea, în conformitate cu bunele practici internaționale. Voi puncta doar câteva aspecte importante. Regulamentul stipulează condițiile de conferire a titlurilor științifico-didactice, deci conferențiar universitar, profesor universitar, și, de asemenea, standardele minime și obligatorii de performanță didactică și științifică, responsabilitățile actorilor implicați în acest proces, adică candidat, catedrele, departamentele, senatele instituțiilor, precum și Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare și, de asemenea, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Comparativ cu regulamentul abrogat al atestării cadrelor științifice și științifico-didactice de înaltă calificare, prezentul regulament propune câteva lucruri noi. În primul rând, standardele minime și obligatorii de conferire a titlurilor, la care m-am referit deja. Faptul că instituțiile de învățământ superior, în virtutea faptului că dispun de autonomie universitară, au dreptul, dar și obligația de a stabili, reieșind din prevederile prezentului regulament, condițiile și procedura de conferire a titlurilor științifice și criteriile științifico-didactice și criteriile de eligibilitate a candidaților, componența și condițiile de prezentare a dosarelor pentru respectiva acțiune și procedura de contestare a rezultatului. De asemenea, universitatea este investită cu dreptul de a decide conferirea titlului științifico-didactic, dar și cu dreptul de a-l retrage în condițiile stipulate în prezentul regulament. Atestatele de conferire a titlurilor științifico-didactice au termen de valabilitate nelimitat și vor permite deținătorilor participarea la concursurile de ocupare a funcției de conferențiar universitar, profesor universitar, în instituțiile de învățământ superior, în condițiile în care vor întruni cerințele de concurs stabilite de către instituție. Documentul a fost avizat și consultat public cu toate părțile interesate. Implementarea acestui proiect de hotărâre nu necesită cheltuieli suplimentare și se încadrează în limita bugetului aprobat. Ulterior, după aprobare, asta va permite și elaborarea altor documente subiacente, inclusiv a metodologiei de confirmare a titlurilor științifice, a modelelor atestatelor, precum și partea propriu-zisă de punere în aplicare a regulamentului de ocupare a funcțiilor științifico-didactice în învățământul superior. Solicităm sprijinul dumneavoastră pentru aprobare.
Întrebări? Cine este pentru? Vă rog să votați. Vă mulțumesc. Următorul subiect, doamna ministru. Următorul subiect se referă la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea metodologiei aprobării conducătorilor de doctorat. Prezentul proiect de hotărâre a fost elaborat în contextul implementării politicii de stat în domeniul atestării personalului științific și scopul acestui proiect constă în stimularea performanței persoanelor care vor să obțină calitatea de conducător de doctorat și, respectiv, creșterea calității tezelor de doctorat coordonate de cei care obțin acest drept. Metodologia este elaborată în conformitate cu articolul 94 alineat 11 din Codul Educației a Republicii Moldova, prin care, în calitate de conducător de doctorat, poate fi desemnată persoana care deține titlul de doctor sau de doctor habilitat și, respectiv, este făcută mențiunea că metodologia aprobării se stabilește de către guvern. În metodologie sunt reglementate etapele, cerințele și responsabilitățile, atât ale candidatului, cât și ale instituțiilor implicate, în acest caz Agenția Națională pentru Asigurarea Calității în Educație și Cercetare, ANACEC. De asemenea, este important să menționăm că un element nou este faptul că persoanele cărora li s-a confirmat de către Consiliul de Conducere al ANACEC titlul științific de doctor habilitat, li se acordă din oficiu și exercitarea calității de conducător de doctorat, dar doar la profilurile și specialitățile științifice în care au fost publicate lucrări științifice și în care există dovedită partea de cercetare propriu-zisă. Astfel, considerăm că sunt reduse barierele birocratice și este evitată dublarea activității ANACEC, deci nu mai este nevoie de o confirmare suplimentară. Evident, este vorba și de responsabilitatea instituțiilor, din nou, pentru că școlile doctorale au responsabilități reglementate cu privire la aprobarea conducătorilor de doctorat. Proiectul, de asemenea, a fost expus procedurii legale de avizare și expertizare. Nu au fost identificate norme care să favorizeze corupția și implementarea nu necesită cheltuieli suplimentare din bugetul de stat. Rugăm respectuos susținerea acestui proiect. Întrebări la raportor? Nu sunt. Vă rugăm să votăm pentru acest proiect. Următorul subiect, tot dumneavoastră. Da, mulțumim. Următorul subiect, solicităm sprijinul dumneavoastră pentru aprobarea regulamentului comisiilor de profil ale Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. Acest proiect a fost elaborat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în coordonare cu Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. Și, de fapt, scopul principal este asigurarea instituției, adică a ANACEC, cu experți pentru a asigura respectiv și activitatea respectivei agenții. Prin proiect se reglementează constituirea comisiilor de profil, modul de organizare și desfășurarea concursului pentru selectarea membrilor comisiilor. Tipurile de comisii sau profilurile sunt indicate, de la învățământul general până la învățământul superior și formare continuă. De asemenea, comisie de profil pentru cercetare și inovare. Acest proiect a fost avizat conform uzanțelor în perioada lucrului deja pentru pregătirea tuturor consultărilor, tuturor aspectelor. Am găsit de cuviință pentru că am descoperit, de fapt, o situație legată de o încălcare comisă anterior, o eroare, ca să nu dau calificări, o eroare admisă de către precedentul guvern în 24 aprilie 2019 printr-o hotărâre de guvern care, de fapt, la procesul de avizare a prezentat riscuri majore de coruptibilitate și a fost astfel calificată de către instituțiile abilitate. De aceea, în afara proiectului sau în cadrul proiectului pe care dumneavoastră l-aveți acum prezentat, solicităm respectuos introducerea unui punct suplimentar care se referă la abrogarea acelei hotărâri de guvern. Punctul 2 din hotărârea de guvern numărul 248 din 24.04.2019, care se referă la modificarea anexei numărul 1 la hotărârea guvernului numărul 201 cu privire la organizarea și funcționarea ANACEC. Deci solicităm introducerea acestui punct și, de asemenea, solicităm pentru a clarifica care anume a fost
problema, eroarea sau încălcarea comisă. Deci, prin acea variantă de regulament sau de formulare, de fapt, era încălcată legea cu privire la statutul funcționarului public, în momentul în care președintele, vicepreședintele și secretarul general al ANACEC erau aleși doar prin vot, deci procedura corectă fiind pentru alegerea funcționarului public prin concurs, acest punct a fost abrogat și s-a introdus o prevedere care contravine cadrului legal. De aceea propunem formularea punctului 20 din regulamentul de organizare și funcționare a agenției, aprobat prin hotărârea 201, să fie modificat după cum urmează. Președintele, vicepreședintele și secretarul general al Consiliului de Conducere sunt aleși din rândul membrilor acestuia pentru un mandat de 4 ani în urma unui concurs public organizat conform prevederilor legii 158 din 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public. La concurs pot participa toți membrii Consiliului, cu excepția reprezentanților sau membrilor care au calitatea de student și membrilor care au calitatea de reprezentant al domeniului de afaceri, dat fiind faptul că pregătirea respectivă și diploma încă nu este, deci de asta propunem această specificare. Persoana care a fost desemnată câștigătoare a concursului pentru funcția de președinte este numită în funcție de către guvern. Persoanele care au fost desemnate câștigătoare ale concursului pentru funcția de vicepreședinte și secretar general sunt numite în funcție de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Activitatea președintelui, vicepreședintelui și secretarului general al Consiliului de Conducere cade sub incidența prevederilor legii numărul 158 din 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public. Deci rugăm respectuos consemnarea acestor modificări la prezentul proiect, acestor propuneri și rugăm susținerea dumneavoastră. Vă mulțumesc. Dacă sunt întrebări, Cancelarie de Stat, înțeleg că nu avem întrebări la acest subiect. Cine este pentru susținerea acestui proiect? Vă mulțumesc. Doamna ministru, tot dumneavoastră în continuare. Da. Următorul proiect pe care îl propunem atenției dumneavoastră se referă la acordul trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale. Este elaborat de către minister în temeiul aliniatului, în temeiul articolului 146 aliniat 4 al Codului Educației și la inițiativa Consiliului Sătesc Nișcani, Raionul Călăraș, Consiliul Comunal Sinești, Raionul Ungheni și a Consiliului Comunal Pruteni, Raionul Fălești. Potrivit proiectului, în baza deciziilor pozitive ale comisiilor de avizare, a rapoartelor de expertiză, deci aceste activități au avut loc încă la sfârșitul anului 2018, se confirmă încetarea necesității menținerii în domeniul public a trei complexe de bunuri imobile destinate domeniului educației. În toate aceste cazuri s-a constatat că bunurile expertizate nu mai sunt utilizate conform destinației inițiale pe parcursul ultimilor ani și nu afectează în niciun mod accesul la educație al potențialilor beneficiari. Conform informațiilor din rapoartele de expertiză, construcțiile de la Nișcani și din Raionul Călăraș nu se mai folosesc conform destinației încă din anul 2006, deci școala medie deja nu este folosit acest spațiu. De asemenea, construcția fostei grădinițe de copii din Sinești, Ungheni, nu este utilizată încă din anul 1997 și imobilul despre care vorbim din Raionul Fălești, Pruteni, nu este utilizat ca și entitate educațională, dar a fost utilizat în calitate de cantină pentru elevi încă din 1992. Dar nu au fost făcute procedurile de transmitere în adresa autorităților sau către autoritățile publice locale pentru ca să poată fi dispusă o utilizare conform necesităților. De aceea solicităm sprijinul dumneavoastră pentru a aproba acest proiect de hotărâre. Detalii cu privire la situația fiecăruia dintre aceste imobile sunt disponibile, deci le putem prezenta. Dar vă mulțumesc. Întrebări dacă aveți la doamna ministru? Nu sunt. Cine este pentru susținere? Vă mulțumesc. Doamna ministru a finanțelor. Doamna prim-ministru, stimați colegi, vă prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative. Deci este vorba despre
aducerea în concordanță a legislației cu prevederile legilor cu privire la Comitetul Național de Stabilitate Financiară și alte acte legislative, pentru ca Banca Națională să poată acorda asistență de lichiditate acelor bănci care sunt solvente. Deci este o condiționalitate a Fondului Monetar Internațional pentru reluarea programului și disbursarea asistenței. Deci deja începem implementarea acestor condiții care au fost agreate cu Fondul Monetar Internațional. În special, acest proiect de fapt aduce în concordanță legislația cu acte normative care au fost elaborate anterior și în special completarea legii cu privire la cu dreptul băncii naționale de a acorda împrumut fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar în cazul insuficienței mijloacelor deținute pentru onorarea depozitelor garantate, excluderea cuvintelor persoanele fizice din titlul legii la care se face referire în cadrul legislativ și racordarea noțiunii de autoritate naționale macroprudențiale la legislația care a fost adoptată anterior. Întrebări la raportor? Cine este pentru susținerea acestui proiect de hotărâre? Vă mulțumesc. Următorul subiect, tot doamna Gavrilăță. Scuze. Prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea anexei 2 la hotărârea Guvernului numărul 334 din 2017 cu privire la transmiterea și schimbarea categoriei de destinație a unor terenuri. Acest proiect prevede aducerea în concordanță a suprafeței terenului indicat în hotărâri cu suprafața terenului indicat în registrul bunurilor imobile, ceea ce va permite serviciului VAMAL transmiterea terenului către calea ferată. Deci, în esență, s-a decis transmiterea unor terenuri pentru construcția liniei de cale ferată Cahul-Giurgiulești, dar acolo a fost o greșeală. În loc de 0,58 hectare a fost sau da, a fost indicat 0,51 hectare și din cauza acestei neconcordanțe tehnice nu poate fi transmis bunul și noi acum corectăm această situație ca să poată fi transmis bunul și construi cale ferată. Înțeleg că această decizie a fost luată mai mulți ani în urmă. Da. Și se corectează abia acum. Nu e clar de ce abia acum se corectează. Întrebări? Cine este pentru susținerea proiectului? Vă mulțumesc. Următorul subiect, domnul viceprim-ministru Anastase. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea cuantumului ajutorului bănesc acordat beneficiarilor de protecție internațională în anul 2019. Acest proiect propune ca pentru anul 2019 cuantumul ajutorului bănesc să fie de 1046 de lei 25 de bani, în condițiile în care în 2018 era 922,50 de lei, și în 2017 795 de lei. În acest context, menționez că mărimea ajutorului bănesc acordat beneficiarilor de protecție internațională constituie 15% față de salariul mediu lunar pe economie, iar procedura propriu-zisă de acordare a ajutorului bănesc este reglementată de regulamentul cu privire la modul de acordare a ajutorului bănesc beneficiarilor de protecție internațională aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 1140/2010. În acest context, vă cer susținere pentru aprobarea acestui proiect. Întrebări, comentarii? Nu sunt. Cine este pentru? Plisitoare ședința de noi astăzi, fără întrebări și dezbatere aprinse. Păi, coordonare. Următorul subiect, a fost o glumă.
Prezint atenție dumneavoastră un proiect al hotărârii Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului General de Carabinieri. Proiectul este elaborat în contextul prevederilor legii numărul 219/2018 cu privire la Inspectoratul General de Carabinieri, a strategiei de reformare a trupelor de carabinieri pentru anii 2017-2020 și a planului de acțiuni privind implementarea acesteia, aprobată prin hotărârea Guvernului numărul 357/2017. Prin proiect se stabilește efectivul limită de 1187 de unități, se aprobă regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului General de Carabinieri, structura și organigrama acestuia. În contextul celor expuse, rog susținerea Guvernului pentru aprobarea acestui proiect. Vă mulțumesc. Întrebări dacă aveți? Nu aveți întrebări. Punem la vot atunci. Cine susține proiectul? Vă mulțumesc. Întrebați-o pe doamna ministru de finanță dacă are suficienți bani, cum putem face. Următorul subiect, domnule. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, va dura ceva până o să trec în revistă totul, dar vă rog să-mi îngăduiți puțin atenție. Prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului. Proiectul este elaborat în temeiul legii numărul 278/2018 prin modificarea unor acte legislative și are de scop modificarea a trei regulamente aprobate de guvern în vederea optimizării procedurii de documentare a străinilor în scop de prestare a muncii. 1. În regulamentul privind funcționarea ghișeului unic de documentare a străinilor, aprobat prin hotărârea Guvernului 1187/2010, sunt excluse Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale ca autorități responsabile de examinarea, avizarea, coordonarea și verificarea dosarelor depuse de străini în scopul acordării dreptului la muncă și a dreptului de ședere provizorie în scop de muncă pentru lucrătorii migranți. Este uniformizată terminologia utilizată, precum și sunt revăzute unele funcții ale ghișeului unic de documentare a străinilor. 2. În regulamentul privind modul de eliberare a invitațiilor, aprobat pe hotărârea Guvernului numărul 331/2011, se exclud prevederile ce țin de procedura de soluționare a demersurilor depuse de către autoritățile publice centrale pentru solicitarea invitațiilor, deoarece acestea, adică autoritățile publice, au fost exceptate de la procedura invitației. Drept temei pentru emiterea decizii privind refuzul eliberării invitației servește și faptul când străinul și-a epuizat perioada de aflare sau ședere pe teritoriul Republicii Moldova acordată prin lege. În regulamentul privind eliberarea actelor de identitate și evidența locuitorilor Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 125/2013, este revăzută lista documentelor necesare a fi depuse de către străini pentru eliberarea actelor de identitate, fiind excluse documentul ce atestă grupa sanguină, decizia cu privire la acordarea dreptului de muncă, permisul de muncă și extrasul din registrul de stat al unităților de drept. Suplimentar, se propune abrogarea hotărârii Guvernului numărul 128/2012 cu privire la facilitarea acordării dreptului de ședere și eliberării actelor de identitate străinilor angajați în cadrul proiectelor de asistență externă, dat fiind faptul că prevederile acesteia sunt expuse în articolul 43 cu indicele 7 din legea numărul 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova. În contextul celor expuse mai sus, vă rog susținerea pentru aprobarea proiectului. Întrebări. Ministerul Finanțelor? Nu? Cine este pentru? Vă mulțumesc. Următorul subiect pe agenda, doamna ministru Stamate. Stimați colegi, propun spre atenția noastră proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului de lege prin modificarea codului contravențional al Republicii Moldova. Acest proiect vine drept pentru implementarea hotărârii Curții Constituționale, care derivă, deci concluziile ce derivă din hotărârea Curții 28 din 2018 și 32 din 2018. Modificarea alineatul 3 din articolul 30 al codului contravențional constă în instituirea excepției pentru articolul 78 prim din cod, care sancționează fapta de violență în familie în vederea extinderii termenului general de prescripție de la un an la termenul special instituit în alineatul 3 articolul 30, care este de 18 luni.
Justificarea unei asemenea modificări constă în faptul că termenul general de prescripție de un an de zile pentru tragerea persoanelor răspunderii contravenționale poate fi insuficient în contextul contravenției prevăzute la articolul 78 prim, cum de altfel și Curtea Constituțională a statuat în hotărârea sa, însă reieșind de raționamentele hotărârii respective, termenul de prescripție pentru săvârșirea contravenției la articolul menționat urmează a fi atribuit la termenul special de prescripție, care de altfel este instituit la articolul 30 alineatul 3 din Codul Contravențional. Al doilea moment ține de modificarea articolului 37 alineatul 3 și articolul 38 alineatul 6, care constau în instituirea excepții privind aplicarea muncii neremunerate în folosul comunității în cazul refuzului persoanei de a accepta executarea acesteia, cu sancțiunea aplicată în corespundere cu articolul 78 prim, precum și excluderea persoanelor care au atins la vârsta generală de pensionare din categorie persoanelor care nu le poate fi aplicat arestul contravențional în cazul comiterii contravenției la articolul 78 prim. Deci aveam un vid legislativ în cazul în care munca neremunerată în folosul comunității putea fi aplicată doar dacă persoana accepta, sancțiunea alternativă fiind arestul de la 7 la 15 zile. În cazul în care persoana nu accepta și era deja de vârsta de depășea vârsta de pensionare, nu putea fi aplicată nici una, nici alta. Deci asta vine să soluționeze această modificare. Și a treia modificare se referă la modificarea articolului 445 din Codul Contravențional. Se propune prin indicarea faptului că instanța de judecată va examina în parte circumstanțele cauzei și va stabili dacă lipsa unei mențiuni concrete din procesul verbal cu privire la contravenție afectează valabilitatea acestuia, în măsura în care lipsa unei mențiuni în procesul verbal cu privire la contravenție afectează în mod esențial fondul cauzei și dacă acesta nu poate fi acoperită, confirmată de către instanța de judecată, ori am avut foarte multe cazuri în care o simplă mențiune, o adresă sau în procesul verbal de constatare a contravenției ducea la nulitatea actului constatator. Dacă aveți întrebări? Colegi, dacă aveți întrebări, vă întreb și eu. Nu? Atunci haideți să votăm. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Următorul subiect, dumneavoastră. Următorul subiect propus spre atenția noastră este proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Guvernului 827 din 2010 privind organizarea și funcționarea organelor de probațiune. În esență, elementele noi din proiect prevăd excluderea competenței Ministrului Justiției de a aproba structura, organigrama și lista subdiviziunilor teritoriale ale Inspectoratului Național de Probațiune și aprobarea acestora prin hotărârea Guvernului, la fel și crearea Direcției Monitorizare Electronică și a Centrului Instructiv Metodic al Inspectoratului Național de Probațiune. Crearea acestor două organe nu presupune modificări în statele de personal, deci ele, persoanele sunt din alte direcții, se reduce numărul persoanelor din alte direcții și se completează direcțiile respective. Și se renunță la propunerea de a oferi birourilor de probațiune autonomie. Acestea urmează a fi în componența inspectoratelor regionale de probațiune, astfel încât structura Inspectoratului Național de Probațiune să corespundă cu prevederile legii 98 din 2012 privind administrația publică centrală de specialitate. Dacă este nevoie de mai multe clarificări, noi am prezentat deci organigramă actualizată, a fost solicitată de cancelarie, nu era foarte clar subdiviziunile teritoriale unde se încadrau, noi am prezentat organigramă actualizată, sper că a ajuns în timp util. Dacă este nevoie de mai multe detalii pe proiect. Întrebări? Nu? Cine este pentru susținerea proiectului? Mulțumesc. Doamna ministru, în continuare prezentați avizul. Este vorba de avizul Guvernului cu privire la inițiativa legislativă unui grup de deputați din Parlament numărul 36 din 10 iunie 2019. Menționăm în acest context că s-a intervenit cu completarea la sfârșitul textului comentariului formulat pentru punctul 10 din proiectul legii, precum și modificarea comentariului de la finalul textului în ceea ce privește soluția legislativă de abrogare a normelor privind efectuarea alegerilor Parlamentului în baza sistemului de vot mix proporțional majoritar. Deci înțelegeți că este vorba despre... Noi am menționat în proiectul de... Deci avizul este destul de voluminos, nu voi da citire întregului proiect. Dacă permiteți, voi menționa doar cele mai... esențiale. În conformitate cu punctul 1 și 2 din proiect, autorii propun amendarea articolelor 1 și respectiv 8 din codul electoral în scopul acordării posibilităților pentru cetățenii Republicii Moldova aflați peste hotare de a vota două zile consecutiv, sâmbătă și duminică. La instituirea prevederilor pentru o perioadă de două zile în secțiile de votare din străinătate, atragem atenția asupra faptului că acestea vor duce la creșterea cheltuielilor aferente organizării votării, lucru care trebuie să ținem cont de.
Totodată, necesită revizuirea procedurii generale de realizare a votării pe parcursul unei singure zile, precum și reglementarea suplimentară a unui număr mai mare de situații care ar fi generate de întreruperea votării până în a doua zi. Deci sunt doar niște elemente care trebuie luate în considerare în momentul adoptării inițiativei. La punctul 20, în privința normei propuse la articolul 58 alineatul 3 litera C din cod, care prevede pentru cetățenii Republicii Moldova aflați peste hotarele țării posibilitatea votării în afara Republicii Moldova în baza pașaportului cu termen de valabilitate expirat, se constată faptul că aceasta nu corelează cu prevederile punctului 12 din concepția sistemului informațional automatizat de stat alegeri aprobate prin legea 101/2008, în conținutul căruia nu se face referință la utilizarea pașaportului pentru intrare ieșire din țară cu termen de valabilitate expirat. Vrem să menționăm totuși că cetățenii Republicii Moldova, aflați peste hotarele țării, pot vota și în baza buletinului de identitate, nu doar în baza pașaportului. Înțelegem că a fost o oarecare confuzie, că nu puteau vota în baza pașaportului expirat, dar ei pot vota și în baza buletinului și atunci, pentru a evita anumite... Nu au putut să voteze în baza buletinului. A fost interpretat eronat de către Comisia Electorală Centrală. Am clarificat această întrebare. Deci noi trebuie să clarificăm lucrurile în lege, da, ca să nu se mai întâmple așa, încât angajații Comisiei Electorale Centrale să interpreteze așa cum le convine lor sau cum vine regimului în cazul în care slujesc unui regim și nu cetățenilor. Okay. Deci ca să fie foarte clar, nu s-a permis să se voteze în baza acestor acte și acum trebuie să clarificăm în lege. Se poate prevedea acest lucru în lege, înțeleg. Referitor la soluția legislativă prin care se propune efectuarea alegerilor Parlamentului în baza sistemului electoral proporțional prin abrogarea regulilor de efectuare a alegerilor respective în baza sistemului de vot mixt, proporțional și majoritar, rămâne incertă o eventuală situație în care mandatele obținute pe circumscripții nominale ar putea deveni vacante. Înțeleg că deja ne confruntăm cu asemenea exact, a fost discutat și am înțeles că au fost propuse și soluții în vederea depășirii acestei situații. Este doar o... Această întrebare trebuia să apară atunci când se adopta sistemul electoral mixt, dar atunci puțini au fost cei care au vrut să înțeleagă cum va funcționa acest sistem. Acum, dacă se propune trecerea la sistemul electoral proporțional, aceste întrebări vor dispărea. Este o lege extrem de importantă, ține de democrație, de procesele democratice. Noi cu toții am simțit pe pielea proprie ce înseamnă să ai un sistem electoral care să împiedice cetățeanul să îi voteze pe cei care îi crede potriviți ca să îi reprezinte și, respectiv, trebuie să se adopte această lege cât mai curând posibil. Dacă aveți întrebări la raportor, pe marginea avizului. Nu sunt întrebări. Cine este pentru susținere? Vă mulțumesc. În continuare, tot doamna ministru, corect? Da. Este vorba de aprobarea avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative. Pe scurt, deci este vorba de un proiect de lege care urmărește să ajusteze cadrul legislativ național în vederea asigurării implementării eficiente și comprehensive a angajamentelor asumate de Republica Moldova în domeniul prevenirii spălării banilor și asigurarea transparenței fondurilor, inclusiv angajamentele prin acordul de asociere între Republica Moldova pe de o parte și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice pe de altă parte. Proiectul de lege completează cadrul legislativ cu modificări și completări la etapele de înregistrare a noilor subiecte în baza legislației Republicii Moldova, operarea schimbărilor în structura participanților în societățile comerciale, inclusiv înstrăinarea cotelor de participare, participarea la concursurile publice și private investiționale, inclusiv în cadrul societăților comerciale, în care statul participă în calitate de deținător de cote părți și participarea la concursurile de achiziții publice. Am semnalat mai multe scăpări, eroci, în proiectul de lege. Avizul este la fel destul de detaliat. Voi prezenta doar câteva momente care credem că sunt esențiale în acest proiect de lege. La articolul 1.2, autorul propune introducerea alineatului 5, care prevede că în cazul în care fondatorii participă la capitalul social al societății cu un aport în valoare de 15.000 de lei și mai mult, aceștia prezintă și actele care demonstrează proveniența fondului. Aici este necesară argumentarea sumei de 15.000 de lei, căci în conformitate cu prevederile articolului 40, alineatul 2 din legea 1134 din 97 privind societățile pe acțiuni, capitalul social al societății nu poate fi mai mic de 20.000 de lei. Deci sunt niște
chestii juridice, la fel și articolul 4 din proiect, care referitor la propunerea de modificare a articolului 666 din Codul Civil. Amendamentul propus nu se încadrează în articolul dat, deoarece acesta definește doar noțiunea contractului, iar referitor la interdicția de a încheia contracte este deci o prevedere care ar putea ridica probleme de constituționalitate. În mare parte, mai sunt câteva elemente care necesită a fi revăzute în acest proiect de lege. Totodată, el trebuie neapărat realiat normelor de tehnică legislativă și atenționăm că prin proiectul de lege respectiv se propun modificări la prevederile legale care deja au fost abrogate. Ori aceste lucruri trebuie să fie luate în considerare la adoptarea proiectului. Dacă aveți întrebări. Întrebări? Nu sunt. Cine este pentru susținerea avizului în forma prezentată? Vă mulțumesc. Următorul subiect pe agenda, doamna ministru Nemereanu. Stimați colegi, propun atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la acordarea împuternicirilor pentru negocierea proiectului acordului între Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a Republicii Moldova și Ministerul Bunăstării Republicii Letonia pentru implementarea acordului dintre Republica Moldova și Republica Letonia în domeniul securității sociale. Menționăm că prin hotărârea Guvernului numărul 470 din 27 iunie 2017 a fost dispusă inițierea negocierilor pe marginea proiectului acordului menționat, precum și s-au acordat împuterniciri pentru negocieri. Ținând cont de faptul că în componența delegației împuternicite, prin hotărârea de guvern enunțată mai sus, au survenit schimbări, se propune de a fi aprobată o nouă hotărâre de guvern pentru a acorda împuterniciri persoanelor nou desemnate. Noua delegație de negociatori va fi constituită din experți din cadrul mai multor autorități și instituții publice centrale naționale, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europenei, Casei Naționale de Asigurări Sociale și Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă. Acordul de implementare este un instrument secundar, având rolul de implementare a dispozițiilor acordului și determină instituțiile competente ale părților contractante, modalitatea și limbile utilizate în colaborarea acestora. Prevederile acordului vor asigura portabilitatea drepturilor la pensie pentru persoanele care desfășoară sau au desfășurat o activitate de muncă în Republica Moldova și sau în Republica Letonia. În contextul celor expuse, rog aprobarea proiectului. Întrebări la raportor? Cine este pentru susținerea? Mulțumesc. Următorul subiect, domnul Cazan. Stimată domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, cu permisiunea dumneavoastră voi prezenta chestiunile 16, 17 și 18 împreună, având în vedere că vizează în ansamblu amendarea acordului de asistență dintre Guvernul Republicii Moldova și cel al Statelor Unite ale Americii. Deci, esența proiectelor constă în extinderea termenului de implementare a trei acorduri de asistență încheiate între Guvernul nostru și al Statelor Unite. Primul este pentru creștere economică, al doilea proiect acord pentru programul de consolidare a instituțiilor statului de drept și al treilea este proiectul de susținere a autorităților publice locale. Deci, cumulativ pe aceste trei proiecte s-au format economii în sumă de $327.000. Astfel se propune extinderea termenului de implementare de la 30 septembrie 2018 până la 30 martie 2020. Acești bani vor fi utilizați conform domeniilor pe aceste trei acorduri. Vă mulțumesc și vă rog susținere. Întrebări? Cine este pentru? Votăm pentru ambele împreună. Pentru trei. Pentru toate trei. Da, pentru toate trei. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Următorul subiect, mai puțin. O mică solicitare, dacă se poate. Cele, de exemplu, care sunt pe dimensiunile noastre sectoriale, putem să facem cunoștință cu acordul integral? Sigur. Toate datele sunt cancelare, sunt publice, dar noi o să avem grijă să vă le transmitem. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Ministrul Economiei și Infrastructurii. Următorul subiect. 1. Cu privire la aprobarea avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea legii numărul 163
din 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție. Inițiativa legislativă numărul 49 din 13 iunie 2019. Proiectul de lege propune instituirea regulii conform care certificatul de urbanism poate fi eliberat doar cu acordul tuturor coproprietarilor, inclusiv vecini de imobil sau teren. În acest sens, proiectul urmează să prevadă o serie de aspecte, cum ar fi persoanele care se includ în noțiunea de vecin, categoria de interese sau drepturi ale vecinilor care cad sub incidența normei respective, perioada de timp în care vecinul trebuie să prezinte acordul sau dezacordul, mecanismul de contestare în cazul în care vecinul refuză de a prezenta acordul și altele. De asemenea, necesită a fi revizuită propunerea de modificare care stabilește un rezultat pozitiv al consultărilor prin expunerea detaliată și succesivă a tuturor etapelor consultărilor publice, inclusiv în cazul lipsei proprietarului terenului sau a imobilului. Complementar, proiectul necesită a fi corelat cu normele de tehnică legislativă. În contextul celor expuse, proiectul de lege urmează a fi redactat conform recomandărilor înaintate. În acest context, rog susținerea și aprobarea proiectului hotărârii de guvern. Întrebări? Nu sunt? Da, da, vă rog. Haideți. Pare o inițiativă nobilă, dar de fapt este o micțiune în drepturile autorităților publice locale și o să vedem foarte clar că în nota informativă la acest proiect de lege, de fapt, se face trimitere la încălcările de către factorii decizii în cadrul autorităților publice locale a propriilor decizii. Și nu faci, deci asta nu este un subiect de act legislativ, ci în micțiune în autonomie de cadrul autorităților publice locale. Mai mult ca atât, acest proiect de lege nu a fost sub nicio formă consultat, nici cu municipiul Chișinău și nici cu Congresul Autorităților. Domnule ministru? Da, și toate aceste aspecte sunt reflectate în recomandările noastre, în avizul pentru nostru. Pentru autori, da? Da. Asta le spunem. Și îi rugăm pe autori să facă consultări publice. Exact. Deci este vorba despre inițiativa legislativă al domnului deputat Vladimir Bolea, numărul 49 din 13 iunie 2019, prin care scopul acestei inițiative este de a regula modul în care se au loc construcțiile. Deci trebuie de cerut preavizare de la vecini, definiția de vecin nu este indicată, cum are loc, ce se întâmplă dacă vecinul nu este prezent, care de categorie de interese sau de drepturi ale vecinului cad sub incidența normei respective, care perioadă de timp trebuie să fie examinată cererea respectivă și altele. De asemenea, ceea ce ține de micțiunea în treburile, spun așa, autonomiilor locale, este un alt lucru și într-adevăr nu s-a consultat. Toate aceste aspecte noi le includem în recomandările noastre către parlamentari pentru a revizui proiectul respectiv, ținând cont de legislația în vigoare și recomandările noastre. Vă mulțumesc. Cine este pentru susținerea acestui aviz? Vă mulțumesc. Următorul subiect, iarăși un aviz prezentat de domnul Brânzan. La același capitol, iarăși referință la inițiativa legislativă numărul 50 din 13 iunie 2019, prezentată de către domnul deputat Vladimir Bolea. Prezent atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea avizului la proiectul de lege privind instituirea unui moratoriu asupra autorizării și continuării executării unor lucrări de construcție în municipiul Chișinău. Deci, inițiativa legislativă numărul 50 din 13.06.2019. Instituirea unui moratoriu asupra autorizării și continuării executării lucrărilor de construcție este în dezacord cu articolul 2 și articolul 6 din legea numărul 63 din 2010,
privind autorizarea executării lucrărilor de construcție. Precizăm că în certificatul de urbanism pentru proiectare se fac cunoscute solicitantului prescripțiile și elementele ce caracterizează regimul juridic, economic, tehnic și arhitectural-urbanistic al unui imobil sau teren. Corespunzător, se presupune că până la începerea lucrărilor de construcție, investitorul a primit certificatul de urbanism și a luat cunoștință de toate prescripțiile și elementele acestuia, a elaborat și verificat proiectul, a obținut autorizația de construcție. În ce măsură au fost respectate regulile privind autorizarea construcțiilor, urmează a fi verificat prin acțiuni de control asupra procedurii de emitere a actelor permisive în construcție. Condiția continuării lucrărilor de construcție doar după obținerea rezultatului pozitiv al consultărilor publice ar fi susceptibilă să supună agenții economici unei cerințe irealizabile, deoarece nu se oferă informație despre procedura consultărilor publice și cum poate fi cuantificat termenul de rezultat pozitiv, care este numărul minim de membri pentru adoptarea unei decizii pozitive, tipul de majoritate de adoptare a deciziei respective, precum și procedura de votare în caz de paritate de voturi. De asemenea, prin prevederile proiectului, s-ar aduce atingere dreptului proprietarilor de terenuri și construcții sau imobile aflate în curs de construire, afectate în legătură cu instituirea moratoriului. Subsidiar, proiectul necesită a fi ajustat la normele de tehnică legislativă. Deci, în câteva cuvinte, scopul era de a face ceva ordine în toate aceste construcții care nu sunt autorizate, în municipiul Chișinău, ilegale. Da, și domnul deputat a venit cu ideea de a institui un moratoriu. Deci, cuvântul moratoriu poate nu reflectă exact ce se avea în vedere și noi am discutat asta cu domnul deputat, poate să găsim o altă definiție care ar reflecta, dar ideea era de a permite construcția celor care se află în cadrul legal și a stopa construcțiile care depășesc sau se află în limita cadrului legal. Însă acest proiect de lege necesită revizuire, el trebuie să fie dus la conformitate cu normele tehnice, plus, pe cum am menționat, sunt mai multe lucruri care trebuie precizate și definitivate, precum ce ar fi, de exemplu, noțiunea de cum se votează, deci procedura de votare nu este definitivată, ce înseamnă rezultat pozitiv al consultărilor publice care are loc, și etc. etc. În același ordine de idei nu s-a consultat cu autoritățile publice locale care trebuiau să fie consultate și într-un fel se lizează dreptul lor la autonomie deoarece nu au fost consultate. Deci avem mai multe propuneri de modificare acestui proiect de lege, care sunt incluse în nota informativă anexată acestui aviz. Și în contextul celor expuse, proiectul de lege urmează a fi redactat prin prisma recomandărilor incluse aici. Vă rog susținerea și aprobarea proiectului hotărârii de guvern. Subiectul sau problema este clară pentru toți, soluțiile sunt mai dificile, noi trebuie să ne asigurăm că instituțiile, inclusiv cele din subordinea guvernului, care sunt responsabile de respectarea standardelor în construcții, își fac treaba, pentru că știm că sunt disfuncționale, au fost folosite în alte scopuri, au fost folosite pentru a scoate bani din oameni, pentru a promova tot felul de scheme de corupție, deci aici e sarcina noastră. Și, evident, problema cea mare este că atunci când se eliberează un certificat sau altul cu încălcare legii, nu este nimeni să-i sancționeze pe făptași. Asta este marea problemă. Dacă aveți întrebări la aviz, la domnul ministru și comentarii la avizul așa cum a fost el formulat. Dacă nu, cine este pentru? Vă mulțumesc. Următorul subiect, revenim la Ministerul Educației, Cercetării și... Da, mulțumim. Stimați colegi, propunem atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea cuantumului premiilor pentru performanțele obținute la ediția a doua a Jocurilor Europene din 2019 de la Minsk pentru sportivii din Republica Moldova care au reușit să obțină performanțe.
Am reușit să elucidăm toate aspectele care țin de întrebările adresate anterior de către colegii noștri. Astfel, dintre cei 50 de sportivi care au participat la Jocurile Europene, avem tineri extraordinari care au reușit să obțină, deci rezultatele înseamnă o medalie de argint, 4 medalii de bronz, 7 sportivi au obținut locul 5. Dumneavoastră aveți în față cuantumul care se propune pentru premiile acordate. Din păcate nu avem încă o medalie de aur și atunci cuantumurile calculate, răspunzând la o întrebare anterioară a colegilor, au fost aproximativ de 10% față de premiile acordate pentru Jocurile Olimpice. Până la 2 milioane mai avem. Dar aș vrea să rog susținerea dumneavoastră pentru aprecierea acestor rezultate prin această hotărâre de guvern. Am avut onoarea să cunosc acești tineri. Într-adevăr, sunt oameni care muncesc foarte mult și sper foarte mult ca aceste premii să fie chiar un ajutor pentru ca să obțină performanțe și mai mari. Per total, acum, în baza acestor rezultate, costurile pentru acest proiect sau cheltuielile necesare, mijloacele financiare, sunt aproximativ de 1.672.000 de lei, având în vedere premiile pentru sportivi, dar și cuantumurile propuse în hotărârea de guvern pentru antrenori și pentru masseuri. În cadrul avizării proiectului nu au fost identificate niciun fel de riscuri sau factori de corupție. Evident, ceea ce ne-am dorit ulterior este să putem avea acest sprijin stimulativ și cu anticipație, sportivii fiind motivați să fie să muncească, să obțină locuri de frunte. Solicităm sprijinul dumneavoastră pentru această hotărâre de guvern și încă o dată am fost onorată să-i cunosc pe acești tineri. Vă mulțumesc. Întrebări? Cine este pentru a susține acest proiect de hotărâre? Vă mulțumesc. Următorul subiect, dumneavoastră. Propunem atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la planurile sau comanda de stat de pregătire a cadrelor de specialitate cu finanțare de la bugetul de stat în învățământul superior. La elaborarea prezentului proiect s-a ținut cont, pe de o parte, de necesitățile pieței forței de muncă, de propunerile ministerilor de resort și ale instituțiilor de învățământ superior din subordine, precum și de rezultatele admiterii la studii în anii precedenți. Respectiv, în învățământul superior, la ciclu 1 licență, planul de admitere care a fost elaborat în baza nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților în învățământul superior propune admiterea a 4.906 persoane la 26 domenii generale de studiu, un număr de locuri bugetare care este la nivelul anului precedent. Totodată, am vrea să menționăm că prin comanda de stat se susțin prioritar mai multe domenii, științele educației, aproximativ 25% din numărul total de locuri, inginerie, tehnologii de fabricare și arhitectură, circa 23%, TIC, circa 12% din numărul total de locuri, medicină, circa 10%, științe agricole, circa 5%. Comanda de stat mai include și 262 de locuri bugetare cu destinație specială pentru absolvenții școlilor din raioanele de est ale țării. Și mulțumim pentru observațiile judicioase. La studii superioare de master se propune admiterea 2.876 de persoane, iarăși la nivelul anului precedent și la studii de rezidențiat și secundariat clinic, 453 de locuri la nivelul anului precedent. Proiectul se încadrează în limita mijloacelor financiare planificate în acest scop. Aproximativ 200 de locuri bugetare se planifică pentru admiterea la studii a cetățenilor străini în virtutea acelor obligațiuni pe care Republica Moldova le are în cadrul acordurilor bilaterale încheiate cu diferite țări. Deci solicităm respectuos sprijinul dumneavoastră pentru aprobarea acestui proiect, care este imperios necesar pentru că deja suntem în întârziere. Întrebări? Nu sunt. Cine este pentru susținerea proiectului? Vă mulțumesc. Următorul subiect, doamna ministru? Următorul subiect vizează comanda de stat pentru pregătirea cadrelor de specialitate pe meserii, specialități în instituțiile de învățământ profesional tehnic pentru anul de studii 2019-2020. De asemenea, proiectul hotărârii este formulat
pentru implementarea prevederilor cadrului legal. Este important de menționat probabil câteva aspecte care țin de numărul planificat. Deci pentru învățământul profesional tehnic secundar, planul de admitere prevede actualmente 8.374 de persoane cu finanțare bugetară și 1.210 persoane cu finanțare cu taxă. Este elaborat planul în baza nomenclatorului domeniilor de formare profesională și a specialităților calificărilor pentru învățământul profesional, tehnic, postsecundar și postsecundar non-terțiar. Ar fi important să menționăm că atunci când vorbim de fundamentarea economico-financiară, se va realiza în limitele alocațiilor bugetare aprobate în acest scop, dar există și elemente care țin de realocări și colegii noștri de la Ministerul Finanțelor vor vedea detaliat aceste lucruri, pentru că există locuri suplimentare pentru tehnologia panificației, pentru tehnologia produselor de origine alimentară, care au fost solicitate de către Ministerul Agriculturii și, de asemenea, specialitatea mecatronică, mașini și utilaje agricole, pentru care sunt necesare cheltuieli, dar care vor fi acoperite din, cu sprijinul unității de implementare și administrare a proiectului creșterii producției alimentare. Astea fiind spuse, solicităm sprijinul dumneavoastră pentru aprobarea acestui proiect. Din nou, este unul care chiar este la limita termenului temporal pentru ca să poată lucra colegii noștri din instituțiile respective. Întrebări? Nu sunt. Haideți să votăm cine este pentru. Vă mulțumesc. Următoarele două subiecte le prezintă domnul Cazan. Mulțumesc, stimată domn prim-ministru, stimați membri a Guvernului. Propune spre examinare proiectul privind la modificarea unor hotărâri a Guvernului, care este elaborat într-o implementare a legii 63-2019 pentru modificarea unor acte legislative, potrivit cărora Guvernul în 3 luni trebuie să vină cu modificarea actelor sale normative, să fie în concordanță cu această lege. Deci scopul legii, citate după cum cunoașteți, rezidă în suprimarea funcțiilor publice de secretar general al Guvernului, secretar general de stat, secretar de stat, șef și șef adjunct al oficiului teritorial al Cancelariei de Stat, se instituie funcție de demnitate publică de secretar general al Guvernului, secretar de stat, șef și șef adjunct al oficiului teritorial al Cancelariei de Stat, precum și funcție publică de secretar general al Ministerului, cu statut de funcționar public de conducere de nivel superior, care este numit în funcție pe criterii de profesionalism încurtat cu legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public. Deci, în acest context, venim cu modificări la un șir de hotărâri de guvern, inclusiv regulamentul guvernului, regulamentul Cancelarii de Stat, hotărârea Guvernului cu referitor la oficiile teritoriale ale Cancelarii de Stat, precum și la hotărârile ce țin de structura tip și regulamentele ministerilor. Deci, amendamentele propuse vizează stabilirea statutului acestor funcționari publici, sunt relevate atribuțiile acestora, proiectul a fost coordonat cu autoritățile interesate și propunem să susțineți aprobarea acestora. Vă mulțumesc! Întrebări la raportor? Nu sunt. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Următorul subiect, domnul Cazan. Mulțumesc. Atenție dumneavoastră, propunem proiectul de hotărâri cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului. Deci proiectul este elaborat în scopul executării punctului 7 prim din hotărârea Guvernului 23 din 2019, prin care a fost aprobată metodologia de analiză a impactului în procesul de fundamentare proiectelor de acte normative, prin care este promovat documente de analiză a impactului, drept instrument unificat de analiză și argumentare a proiectelor care prevăd reglementarea mediului de afaceri, care conțin norme cu impact asupra bugetului și care stabilesc reforme, restructurări instituționale. Deci, în acest sens, proiectul prevede actualizarea normelor privind activitatea grupului de lucru al Comisiei de Stat pentru reglementarea activității de întreprinzător. Aici se prevăd reglementări ce țin de componența și procedura de selecție a acestor membri, atribuțiile, drepturile și obligațiile acestora, modul de desfășurare a ședințelor. Conform proiectului, se păstrează paritatea la formarea acestui grup
Deci vor fi 10 reprezentanți ai sectorului public și 10 reprezentanți ai mediului de afaceri. Din partea mediului de afaceri, de calitatea de membru, o vor avea asociațiile de întreprinzători și membrii acestora vor fi repartizați pe segmente care corespund cu cele mai relevante domenii de activitate economică desfășurate de mediul de afaceri din Republica Moldova. Ca esență, sarcina de bază acestui grup de lucru este să facă expertiza la analizele de impact și la acele proiecte care țin de reglementarea activității de întreprinzător. Este o platformă în care mediul de afaceri se expune referitor la proiectele care sunt elaborate de către guvern și sperăm noua formulă să fie una efectivă. Vă mulțumesc și vă rog să susținem acest proiect. Discutăm de acest subiect de evaluare a impactului de reglementare de zeci de ani de zile și suntem tot aici. Nu știu dacă este suficient documentul, cred că e nevoie și de atitudine corectă. Atunci când o să înțelegem cu toții și noi aici, dar și mulți alți funcționari din toate instituțiile, că sectorul privat este cel care plătește impozite și cel care formează bugetul într-o mare parte și de acolo vin banii pentru pensii, pentru salarii și respectiv de fiecare dată când adoptăm o reglementare, trebuie să ne gândim nu cum să le facem celor din mediul de afaceri viața mai dificilă sau cum să-i punem într-o situație complicată ca ei să vină și să cerșească atitudine corectă. Dar invers, trebuie să ne gândim și activitatea să fie reglementată, să existe concurență corectă, dar și oamenii să poată să-și desfășoare activitatea, să poată să-și crească afacerile. Așa că e bine că avem document, dar atât timp cât nu ne vom schimba atitudinea, atât timp cât nu vom avea atitudine corectă absolut în toate instituțiile statului și în administrația publică centrală și în administrația publică locală, lucrurile nu o să se schimbe. Vă rog frumos, schimbare de atitudine. Cine este pentru, dacă nu aveți întrebări? Aveți întrebări, haideți. Trebuie să recunoaștem că calitatea acestor documente AIR este foarte proastă. Astăzi nu ne permite nouă ministrilor să fim siguri pe și să înaintăm proiecte de hotărâre de guvern sau alte acte normative care prevăd, într-adevăr, facilitarea activităților antreprenoriale. O recomandare la punctul 6, grupul de lucru în partea mediului de afaceri divizat pe următoarele segmente, lipsește activitatea vamală sau activitatea de comerț exterior. Această activitate întotdeauna a fost exclusă din activitățile acestui grup de lucru și astăzi avem mari probleme la reglementarea sau facilitarea procedurilor ce țin de comerț exterior. Și aș propune ca și acest subiect să fie inclus cumva în aceste domenii de reglementare. Mulțumesc, doamnă ministru. Sigur că noi am încercat să împărțim acest bloc în 9 segmente. Nu vrem să-l divizăm în prea multe, dar blocul la care vă referiți dumneavoastră cu siguranță va fi inclus în blocul ce ține de... Exterior. Comerțul exterior și comerțul intern sunt două lucruri diferite și comerțul exterior chiar vizează toate celelalte aspecte. Deci este foarte important ca să avem și domeniul de reglementare a comerțului exterior. El se bazează pe cele 18 acorduri internaționale la care Moldova este parte. Este vorba de pachetul de legi aprobat în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului și el trebuie să fie respectat în baza legislativă. Mulțumesc! Mulțumesc. Putem pune la vot acum? Da. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Următorul subiect, doamna Gavriliță. Mulțumesc. Deci vă prezint proiectul de hotărâre a Guvernului privind repartizarea unor alocații aprobate prin legea bugetului de stat pentru anul 2019, numărul 303 din 2018. După cum cunoașteți, deja am avut o asemenea situație într-o ședință de guvern anterioară. Atunci când a fost aprobată legea cu privire la sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar,
ea a fost aprobată fără a fi prognozate și distribuite cheltuielile pentru autoritățile publice centrale și locale. Și ne-am trezit în situația în care unele autorități publice locale au avut suficient planificat în bugetele lor pentru a plăti salariile doar o parte din an. Și de aceea sunt un număr limitat, dar sunt asemenea instituții unde salariile sau cheltuielile de personal planificate au fost epuizate deja în mai sau iată acum să avem... Să fie clar pentru toți cetățenii, da. Banii pentru salarii s-au terminat în anumite școli. Da, despre exact. Asta vorbim. Exact. Și Ministerul Finanțelor acum va veni cu rectificarea bugetului în Parlament și vor fi redistribuite resurse semnificative pentru autoritățile publice locale de nivel 1 și 2. Dar până atunci avem un număr limitat de instituții care deja au nevoie de suplimentare a bugetelor în iulie-august. Deci noi venim cu repartizarea a 33.246.000 de lei din alocațiile prevăzute în bugetul de stat pe anul 2019 pentru autoritățile publice locale de ambele niveluri pentru a acoperi cheltuielile de implementare a legii 270 cu privire la sistemul unitar de salarizare, conform competențelor proprii, precum și unităților bugetare din învățământ finanțate prin transferuri cu destinație specială. Deci, noi le oferim acum suficient pentru lunile iulie-august acelor instituții unde nu există resurse suficiente, iar pentru toate celelalte autorități unde insuficiența începe în septembrie, deja va fi în legea de rectificare a bugetului cu care vom merge în Parlament până la sfârșitul lunii iulie. Mulțumesc. Întrebări la raportor? Nu sunt. Cine este pentru susținerea proiectului? Vă mulțumesc. Următorul subiect, doamna ministru. Prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea codului fiscal. De fapt, acest proiect de lege prevede extinderea termenului prevăzut în codul fiscal, prin care agenții economici erau obligați de la 1 iulie 2019 să elaboreze e-factură în cadrul achizițiilor publice. Și noi propunem să extindem acest termen până la 1 iulie 2020. Și aceasta este pentru că noi am primit numeroase interpelări de la mediul de afaceri, că nu este suficient de bine pregătit mediul de afaceri pentru a emite e-factura, ca să fie clar, ea nu este, doar se prelungește termenul pentru anumiți agenți economici. Și aici, în special, este vorba de agenți economici care pot furniza produse în timpul nopții, de exemplu, panificații, lactate și atunci apar niște detalii tehnice. Sunt împărțite opiniile, dar cu siguranță avem nevoie de un pic mai mult timp ca să consultăm aplicarea e-facturii în aceste domenii. Rugăm întrebări. Susținerea acestui proiect. Întrebări? Nu sunt. Haideți să punem la vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Alte subiecte? Pentru că am epuizat agenda din câte văd eu. Dacă sunt alte subiecte despre care vreți să vorbim aici? Nu sunt. Vă mulțumesc frumos și să aveți o săptămână bună.